Iată, uite cine a reușit să facă rost de cele trei bucățele de bedrock de care avem nevoie pentru a ne face bedrock breaker-ul. Vă salut cu respect, oameni faini, și bine v-am regăsit în micul meu laborator compact. Cred că a sosit momentul să ieșim totuși din lumea asta compactă și să vedem și noi soarele pentru prima dată de când suntem pe seria asta de compact claustrofobia, aș putea să zic, pentru prima dată de când suntem în compact mașinurile astea. Dacă bine ați văzut voi la începutul videoclipului, am reușit să facem rost de cele trei bucăți de bedrock care o să ne ajute să facem un bedrock breaker. Ne trebuie doar sticks prima dată pentru a face treaba respectivă. Sau, se făcea cu diamante, cred că. Da, uite-l-ai. Uite-l-ai pe nenorocit. Haide, atât. Asta am vrut să văd. Bedrock breaker-ul. Quest-ul este făcut și Earn Freedom. Claim. Back. Ce ne scrie aici? Thank you for playing. If you enjoyed the journey and want... cred că ați vrut să scriu un tu acolo. I want to share the love, consider buying me an ice cream. Ok. There were a few items that would break the game earlier, but you deserve freedom. Dacă dau click pe freedom, you do not have permission to use this command. Ok. Dar întrebarea mea este următoarea. Dacă eu ies aici și folosesc pickaxe-ul ăsta... Ok. Încet cu treabă bună. În teorie, putem să spargem bucata asta de bedrock. Yes. Quest complete, bedrock breaker. Stai, ce mi-a dat din nou quest-ul? Nu înțelegeam de ce mi-l dă de două ori. Are cooldown. Ok. Deci, practic, quest-ul ăsta are cooldown din ce văd. Da, aparent putem să spargem bedrock-ul și putem să ieșim din chestiuța asta. Însă, înainte să facem treaba asta, totuși, mai avem de făcut câteva chestii prin compact mașinul nostru. Hai mă, termină. Mai întotdea quest-ul ăsta de teorie. Ok, lasă-mă, am înțeles, l-am terminat. În pace, te rog eu frumos. Stai, mi-a deschis și astea alte quest-uri aici, nu? Glitched Adventures aici, nu mai am ce să mai fac. Mi-a deschis Challenges. Mi-a deschis freaking Challenges. Item Reward. Ok. One Object Submission Station. Ok, am înțeles acum. Deci avem în momentul de față un Object Submission Station și practic avem aici o grămadă de quest-uri. Unul ar fi Picky Eater, Foursome Quad, bla bla bla, Key to the Planets, NASA Workbench. Ok, deci practic dacă facem un NASA Workbench ne ducem mai departe în chestiuțele astea alte și aici ce trebuie să facem? Oakwood, Break, Block, Task. Bine, asta putem să luăm oricum din chestia asta, să luăm de aici o bucățică de oak și cred că ni se pune task-ul respectiv, nu? În teorie. Sau trebuie să mergem noi să spargem. Da, cred că trebuie să mergem noi să spargem neapărat blocul ca să se întâmple chestia respectivă. Am înțeles. Dar înainte să trecem noi mai departe și să facem alte lucruri pe aici, avem, după cum puteți voi să vedeți, toate quest-urile terminate. Asta din cauza că, mă rog, aproape toate, mai avem de făcut aici o chestie cu capetele de Wither și practic să batem Wither-ul ca să obținem, cum îi spune, Wither Star-ul de la el. Însă celelalte quest-uri, cum ar fi Director Logic-ul și tot ce mai aveam noi pe aici, sunt terminate. M-am pus duminică de dimineață și am făcut un live stream cu Compact Claustrophobia în care ne-am ocupat practic de restul quest-urilor pe care le mai aveam noi pe aici, cum ar fi Proxy-ul de aici, nici nu mai știu, mai era încă unul cu ceva chestie, dar ăla cred că era aici, nu? Da, uite, ăsta de aici, Preventing Radiation, bla bla bla, blu blu blu. M-am pus pe livestream și le-am făcut pe toate și între timp, în timp ce făceam chestia respectivă, am făcut și o cameră aici unde să producem noi Soul Sand, căcălămăria ta, și deasupra am făcut un sistem care să ne producă, cum îi spune, Netherrack.
În momentul de față, din ce putem să vedem, e plin. S-au produs 20.000 de bucățele de netherrack. Foarte simplu, nu e așa mare scofală. În spate la butoaiele astea avem niște exportere care sunt puse să bage lavă în butoiașele astea. Și aici aveam niște impulse item ducturi care să tragă de aici, cum îi spune, redstone, să bage în butoaie. Iar tot aceleași conducte, dacă puneți un retriever, uite așa, ăsta este setat să tragă netherrack-ul. Și atunci tot aceleași pipe-uri trăgeau netherrack-ul de aici și de aici cu un servo băgau, cum îi spune, redstone-ul. Și pe partea asta aici avem o mașinărie micuță care ne face blaze rod-uri. Aveam nevoie de blaze rod-uri pentru diferite chestii, mai degrabă aveam nevoie de blaze powder pentru a face anumite lucruri și nu aveam nicio modalitate de a face automat blaze rod-uri. E bine, aparent e destul de simplu. Dacă punem undeva o bucățică de netherrack și am făcut chestia asta la sugestia lui Costi, dacă punem undeva o bucățică de netherrack și dăm foc, deasupra avem un constructor, iar în constructor ăsta punem un crafting upgrade și un steel rod și îi dăm aici așa frumos la chestiuța asta să fie bifată pe yes. Adică în loc să ne dea click dreapta ca să pună un bloc pe jos, să-l dropeze ca și un dropper, putem să aruncăm steel rod-uri în foc fără să trebuiască să mai facem noi manual chestia asta. O face constructorul ăsta automat. După care aici avem un vacuumulator care, dacă stați un picuț mai în spate și dați shift click dreapta, puteți să-i accesați, cum îi spune, filtru, să puneți pe whitelist și să puneți blaze rods și în momentul în care noi vrem să creăm niște blaze roduri, detectorul de aici care detectează practic când suntem sub 1000 de blaze roduri în sistem, o să activeze frumușel constructorul, iar acesta o să arunce cu steel roduri în foc pentru a face blaze roduri mai departe. Cam asta, cu asta ne-am ocupat noi pe live stream. Am făcut toate quest-urile și ne-am ocupat de schemuța asta. Acum, ce trebuie noi să ne punem să facem? Ah, da, by the way, și am automatizat și high compact impactor-ul nostru de aici. Am stat un pic și ne-am bătut capul până să aflăm cum să-l automatizăm, dar aparent cel mai ușor să-l automatizezi este cu un crafter. Facem un crafter în care punem rețetele pentru itemele care vrem noi să le obținem din High Impact Compactorul nostru, cum ar fi bedrock-ul, diamond-ul și diamond nugget-ul. Putem să obținem și diamond nugget-ul. Decât să explodăm hop graphite ingot-urile cu TNT, mai bine le băgăm prin High Impact Compactorul ăsta și așa este o metodă mult mai eficientă de a obține diamond nugget-urile. Și atunci, de fiecare dată când noi vrem diamond nugget-uri, putem să scriem aici diamond și să facem așa, să dăm un shift, să ținem control shift și să dăm un click pe ăsta și să zicem, băi, vreau să-mi faci 1000 de diamond nugget-uri. Bam! Iar, dacă noi mergem aici, o să vedem că pe partea asta sunt trimise încet încet hop graphite ingot-uri în High Compact Impactor-ul nostru, după care, în momentul când ăsta procesează tot nugget-ul, îl trimite pe partea asta la altă către cufărul pe care l-avem noi pus sub schemuța asta. Dacă ne uităm noi bine cu ochile noastre, vedem că avem așa. High Compact Impactor-ul este aici, în mașinăria asta. De sus avem crafterul. Și sub avem un strongbox care sub el are un importer ce bagă toate itemele la noi în sistem. Și acum dacă noi ne uităm în sistemul nostru și scriem iarăși diamond, o să vedem că cresc încet încet diamond nugget-urile. Gata și cu scurta recapitulare a lucrurilor pe care le-am făcut pe livestream și este timpul să trecem la alte chestiuni un picuț mai importante. Bine, puteți oricum să mergeți să vă uitați dacă doriți la livestream-uri pentru că rămân salvate pe canal și le găsiți pe acolo 100% în cazul în care vreți să aveți un videoclip mai lung pe care să-l ascultați pe fundal sau știu și eu, vă descurcați voi că sunteți băieți și fete mari. Trecând la lucrurile respective, adică cele importante, înainte să ne batem noi frumușel cu Wither-ul, fiindcă mai avem de făcut quest-ul respectiv, dacă ne uităm aici, trebuie să facem 3 capete de Wither și să ne batem cu Wither-ul pentru a obține
Witherstar-ul lui, totu-i cum îi spune și am câte un lapsus așa din când în când, cred că e bătrânețea de vină, nu pot să-mi dau seama 100%. Dar înainte să facem treaba asta, cred că ar fi bine să ne facem totuși niște armuri un picuț mai puternice, niște arme mai puternice și probabil să le și enchantăm. Dar ca să le enchantăm avem nevoie, bineînțeles, de experiență. Și întrebarea este, cum facem noi acea experiență? Dacă ne uităm în colțul din stânga sus, avem aici două iteme, un Fluid Transposer și un Insightful Condenser sau... Așa îi spune. Și zice că gușterul ăsta de aici colectează experiența din zonă. Ei bine, aparent am descoperit și acum recent că dacă punem în schema asta de aici, în mecanismul ăsta, aș putea să zic, în mașinăria asta, dacă punem niște lapis lazuli, ne cam dublează experiența, ceea ce înseamnă că noi am putea să obținem experiență în plus pentru experiența pe care o consumăm. Tot ce trebuie să mai fac acum este să vedem unde îi găsesc eu o... Și cred că de asta am și făcut camerele astea, dacă nu mă înșel, nu? A, da. Am uitat că am făcut... Doamne, am uitat că am făcut camerele astea două. Am făcut una aici, un Small Compact Machine în partea asta, care deja l-am pregătit oarecum. Și mai avem din coace încă un Small Compact Machine doar pentru simetrie. Pe ăsta încă nu l-am folosit la nimic și nici nu știu dacă o să-l folosim vreodată. Însă acum schema este în felul următor. Eu o să trebuiască să fac pe aici, pe undeva, uite, chiar aici, B-O-T-T-L-E. O să trebuiască să fac o rețetă pentru sticle, uite așa, pe care să o pun în sistemul nostru, dacă nu aveam deja una, dar cred că nu avem, dacă mă uit eu pe aici, pe undeva, nu avem așa ceva din nefericire. Unde, Doamne, să te pune pe tine ca să nu încurci? Trecem acum în cămăruia asta noastră și o să trebuiască să avem un autoclicker pe care cred că l-avem deja de pe aici, autoclicker, uite așa, treci la tăticul și o să trebuiască să construim un fluid transposer, bam, excelent, avem și un fluid transposer și schema asta o să trebuiască construită, și ne trebuie Tome of Knowledge pentru ea, ok. Întrebarea mea este, îl consumă? Pentru că dacă îl consumă, atunci o să trebuiască să scot, cred că, experiența din el și să-mi o pun mie pe bară, uite aici, așa, 37 de nivele, Doamne Dumnezeu! Cred că am toate materialele necesare pentru a face micul nostru sistem, mai degrabă micul nostru experiment, aș putea să zic. Mai trebuie niște tunnels, yes. Partea nasoală este că în momentul în care am făcut șmecheria asta de mașinărie, Insightful Condensatorul ăsta, mi-a mâncat Tome of Knowledge-ul. Mi-a cam mâncat Tome of Knowledge-ul și aș cam vrea să mai fac încă unul, fiindcă există posibilitate să avem nevoie de încă un Tome of Knowledge, așa că, there we have it, mai avem încă un Tome of Knowledge, craftat, extraordinar, domnule Mișu. Intrăm aici. Și vreau să mă apuc să ne facem noi mașinăria. În principiu, cred că o să am nevoie de autoclickerul ăsta care să fie așa, cu fața încoace, să arunce în continuu, spam, 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 chestii în partea asta. Aici probabil că o să avem nevoie de un bloc în care să arunce asta chestii. Și cred că o să am nevoie de ăsta aici. Cred că o să trebuiască să stea cu fața în partea asta, cel mai probabil. Și acum am trebuie un exporter care să fie în partea asta îndreptat. Cred că am încurcat părțile. Yes, da. Am încurcat un picuț părțile. Și trebuie să trec aici să caut lapis. Lapis avem, Doamne, zmulțam prea mult încă, aș putea să zic. Trecem lapisul acolo și în momentul de față ăsta ar trebui să bage încet, încet, încet cu treabă bună lapis aici în schemuța asta. Acum trebuie să avem noi fluid transposer-ul ăsta și ăsta ar trebui să-l punem ceva de genul ăsta. Aș putea să-i scot inputul de aici, să-l pun de sub el și să facem o altă schemă românească, cum ar fi să avem un, doi bucăți de cabluri așa. Tocmai ce-a strigat cineva afară, Jesus, oamenii ăștia sunt niște animale. Swear to God. Ok, și să facem treaba asta. Și acum, în mod normal, o să trebuiască să punem și energie
și energie, dacă nu mă înșel eu, o să trebuiască să tragem cumva pe aici, pe sus, din nefericire. Pentru că și ăsta o să aibă nevoie de energie și ăsta o să aibă nevoie de energie și dacă scriem aici duct, de care avem noi, cred că cryo. Mai avem și alte tipuri, avem harden flux duct. S-ar putea să-mi ajungă astea, să nu trebuiască să fac alte tipuri. Astea, din păcate, nu pot să le mai transform în nimic, așa că o să le folosim pe astea, cel mai probabil. Tunnelurile sunt în regulă, nu trebuie să facem altele, să le mai folosim. Pam, facem asta. Și aici, jos, trebuie să punem în felul următor. Crafter upgrade-ul și BOTTL. Îi dăm un start să-mi crafteze un bottle. Și acum punem ăla acolo. Și în mod normal, astea ar trebui să intre acolo. Perfect. Tot ceea ce trebuie să facem noi în momentul de față este chestia următoare. Să-i dăm la asta un stop. Luăm sticlele de aici. Luăm Tom of Knowledge-ul ăsta și băgăm niște XP în el. Și acum, ăsta dacă îl punem aici și facem invers chestia asta, there we go. Ne sustrage toată experiența din el și acum trebuie să schimbăm, să facem invers treaba respectivă. După care să facem treaba asta și asta. Și la asta să-i dăm probabil pe 4. There we go. Prietenul nostru acum, aici o să trebuiască să aibă output-ul ca să trimite experiența către tovarășul de aici. Și în mod normal, la un moment dat, ar trebui să se întâmple să fie un overflow de experiență în toată schema asta. Și o să mă pun frumos să fac camera asta, să o amenajez așa, un picuț, să arate cât de cât drăguț. Cred că o să fie bine să pun blocuri și în părțile astea, ca nu cumva să se întâmple, să se blocheze cumva experiența în chestia respectivă. De fapt, aici în colț, oricum avem prea multe blocuri și nu prea avem ce să facem cu ele în momentul de față, deci pot să le folosesc. Am adunat deja 3 stack-uri de Bottle of Enchanting. Nici măcar nu-i scrie off, scrie O Enchanting. Tare. Și am făcut un picuț pe aici în câteva mici modificări. Mai exact aici jos am pus un cache care să țină sticlele din cauza că în momentul de față nu am un backup de, cum îi spune, de nisip. Am un backup de nisip ca să poată să prăjească în continuu și să se facă sticle în continuu și atunci am zis să avem tot timpul un cache aici care să aibă măcar, cred că 20.000 de sticle poate să țină cache-ul ăsta. O să lăsăm pe asta aici să se umple încet cu treabă bună și după ce se umple chestia aia de acolo să se facă și backup-ul de nisip și între timp aici am pus sticlă peste tot și la, cum le spune, la cablurile astea am pus niște fațade, la conductele astea mai degrabă am pus niște fațade de sticlă, ca să nu mai scape de aici XP-ul. În momentul de față, dacă eu îi dau drumul ăsta, putem să vedem că XP-ul de acolo nu mai are cum să scape, rămâne tot timpul constant aici. Acum, o chestie micuță pe care am greșit-o, Insightful Condenserul ăsta nu dublează experiența. Îți dă un pic mai multă, într-adevăr, în momentul în care ai aici lapis. Și noi facem rost de experiență felul următor. Ăsta în momentul de față este plin, are tot timpul 64 de sticle în el și dacă ne uităm aici vedem că din când în când numărul ăsta o să urce. Adică o să, uite, acum a ajuns la 40-41, deci practic primim un pic mai multă experiență din partea asta, poate că nu tot timpul, dar în general primim și atunci aici se umple schema asta. Și în momentul în care sunt 64, le scot de aici, le pun la mine în inventar și în momentul în care o să am nevoie de ele, o să le folosesc ceva în genul, nu știu, probabil că așa. Acum nu știu sigur cât de multă experiență poate să-ți dea 64 de sticluțe din astea, dar, pui mei, de cât deloc e bine și așa. Totuși, ca să nu pierdem noi timpul degeaba, cât timp se face backup-ul de sticluțe acolo și alte chestii de genul respectiv, bine ar fi să facem 2 capete de schelet, zic eu. Nu, 3 chiar, pardon. 3 o să ne trebuiască. Și din ce văd eu se face cu Blaze Powder, ne trebuie 93 de blocuri de coal, 2 blocuri de enderium și un bloc de glowstone pentru a face o singură căpățână de asta. Ok, blocul de glowstone vine fix în mijlocul lui, am înțeles, să trăiți. Cred că le am pe toate, în teorie. Ar trebui să am aici tot ce-mi trebuie. Glowstone.
Lawson avem 3000 și ceva de bucăți, perfect. Ne trebuie... Da, nu mai știu să fac glowstone, man. De când nu am jucat Minecraft Vanilla, nu mai știu să fac glowstone. Ok, deci ne trebuie 3 blocuri de glowstone. După care am zis că ne trebuie blocuri de enderium. Enderium. Avem... Oh, avem ceva. Ok, ok, perfect. Asta se face așa, bănuiesc. Și ne trebuie vreo 6? Ne trebuie câte 2 pentru fiecare căpățână, nu? Da, așa. Și 93 de blocuri de coal. C-O-A-L. Ok. Ne trebuie 93, o zis că. Deci o să facem vreo câteva stack-uri, zic eu. Nu mai avem tiny coal din ăsta aici? Am descoperit sursa problemei și până la urmă am reușit să strâng toate materialele necesare pentru a face 3 căpățâni de wither. Între timp mi-am făcut și o sabie de boron nitride care dă 7,5 attack damage. Cred că e printre cele mai mari attack damage-uri pe care le avem în rândul săbilor. M-am uitat, armura asta de dash e cam cea mai bună pe care am putea să o facem. Și mi-am mai făcut încă un boron nitride spaxel hoe în ideea în care am zis că, bă, poate nu trebuie sabie și pot să fac unealta asta, dar pe asta nu putem pune sharpness. So, da, am revenit înapoi la, la celelalte chestiuțe. Acum tot ce trebuie să fac eu să obțin capetele alea de wither este să merg în cămăruța asta, uite de aici, și să mă apuc eu să fac schema asta. Schema asta, din câte o văd eu, arată ceva în genul, deci practic jos trebuie să fie o gură, dacă bine am observat eu, și facem treaba asta, pac, 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 pac. Aici punem un bloc temporar, pentru că trebuie să punem asta, there we go, și acum dacă bine am zis eu, aici undeva ar trebui să facem o gură, ceva de genul ăsta. Cred că aici a sus o să trebuiască să punem ochii, ceva în genul acesta. Și acum totul vine umplut cu blocuri și acoperit. Și odată ce am terminat schemuța asta de aici, o să iau copy gadget-ul ăsta și schimbăm pe copy. Dăm un click dreapta acolo și un shift click dreapta acolo. S-a copiat zona noastră. Perfect. Și acum tot ce îmi trebuie este niște blaze powder. B-L-A-Z-E. Craft. Făm, nu știu, făm să am și din astea vreo 600 de bucăți, că avem de unde. Nu se pune problema. Dar, avem de unde, dar nu... Nu apar în sistem. Ah, ok. mi-amintesc acum. Astea sunt trecute prin ceva macerator sau pulverizator sau ceva de genul ăla ca să obținem... Blaze powder-ul, cred că prin ce doamne le-am trecut, că nu mai știu, stai să vedem. Le-am trecut așa, prin manufacturing, cred, sau prin ceva, care ne dă ceva mai mult blaze powder decât de obicei. Ok, deci asta era problemuța. Și acum dacă l-arunc pe ăsta acolo, încet, încet o să se facă capul nostru de schelet. Facem pe ăsta și mai facem încă 2, după care o să vreau să enchantez armurile și astea înainte să mă bat totuși cu un wither. Wither, skeleton, scălurile au fost achiziționate și acum este timpul să ne uităm noi un pic cum putem să enchantăm lucruri. Din fericire am văzut că avem un arcane ensorcel something, treburi, chestii, socoteli. Practic de fiecare dată când mă uitam, spre exemplu, la chestiile astea, dacă dau un news pe el, îmi arată că poate să fie enchantate cu anumite chestii. Iar dacă eu vin aici și dau click pe cartea asta, îmi arată cum poate să fie făcută. Și aparent poate să fie făcută în schemuța asta de aici. Acum, treaba e în felul următor. Nu știu sigur dacă putem să facem mai mult de sharpness 1 sau 2 sau 3 sau 4 sau 5 sau 6. Din ce am văzut eu, putem să facem doar sharpness 1. Dacă putem să facem doar chestia aia, e un picuț cam nasolă treaba, dacă mă întrebați pe mine. Fiindcă și deoarece ar trebui să punem într-un anvil cărțile respective și să le tot reenchantăm și așa mai departe și o să fie o durere de cap extraordinar de mare. N-am sticlă, boss. Acum trebuie 2 din astea și îmi trebuie una din asta și ar trebui în teorie să am toate chestiile, da. Bun, perfect. Perfect, excelent. Am scăpat de o grijă. Te luăm pe tine și te punem înapoi acolo. Avem deja 8000 de sticle acolo. Perfect! Pe ăsta l-am lăsat un pic mai încet să-și facă treaba, în ideea în care pe ăsta l-am pus pe speed 2. Și atunci,
din ce văd eu aici, încă avem experiență, aici iarăși avem backup de experiență, so we are Gucci oarecum. Ce aș putea eu să fac e chestia următoare. Aș putea să pun pe ăsta aici, să-i dau un auto input enable și să-i dau un input pentru essence of knowledge pe partea asta, dar nu am cum. Atunci dacă fac treaba următoare, îi dau un output la asta pe partea dreaptă. Până la urmă i-am dat de cap cumva la toată chestia asta, am găsit o soluție pentru ea. Practic am pus un signal unplated fluid duct aici cu un servo, în speranța în care pot să-i dau un round robin sau ceva de genul ăla la servo respectiv, dar aparent l-am pus deja acolo, to be fair. Și în momentul de față, ce se întâmplă? Păi, ăsta primește experiență în continuu, în momentul în care ăsta e plin cu Essence of Knowledge, Essence of Knowledge-ul se duce de acolo și ajunge sus în portable tank-ul ăsta, care se conecta la sistemul nostru, și pe lângă asta ajunge și jos în arcane, whatever, mașinăria asta, care în mod normal ne ajută să enchantăm chestii. Problema e în felul următor. Dacă noi vrem să enchantăm ceva, ne dă doar enchanturi de level 1, adică sharpness 1, soulbound 1, unbreaking 1, etc, etc, etc. Ceea ce înseamnă că în momentul în care noi vrem să facem, de exemplu, sabia asta să fie extra mega, mega, wowizawi, mă scuzați, am căscărit acolo pentru o secundă, nu o să putem să facem treaba respectivă. Am făcut eu o chestie aici. Dacă căutăm un NKH, așa, am enchantat câteva cărți și am făcut cartea asta cu Sharpness 5 și Unbreaking 3 și dacă doar pe asta, de exemplu, vreau să o pun pe un Boron, avem, cred că, o sabie, nu? Da, uite aici. Sau avem și asta cu looting doar. Deci dacă eu vreau să o pun pe asta, îmi cere 39 de nivele, numai ca să pun chestiile astea. Și dacă vreau să o pun pe asta la altă care are și looting, adio, prea expensive și nu mai funcționează treaba. Deci un picuț de rip-off, dacă mă întrebați pe mine toată schema asta. Așa că am dat câteva enchanturi, am pus aici un enchantment table și am dat câteva enchanturi aici și am obținut chestiile astea. Sweeping Edge 3, Unbreaking-ul, Soulbound-ul, eficiența, etc, etc. Cred că aș putea chiar să folosesc asta ca să meargă treaba mult mai repede față de cum mergea înainte. Ieși de aici, mâncați-a și sufletul tău. Și să le punem înapoi acolo și plănuiesc acum să batem totuși Wither-ul. Cum suntem noi în momentul de față? Cum suntem noi aici în momentul de fățucă? Da, vreau prima dată un chest. Da, uite că avem. O să iau un chest de aici așa frumos. Vreau să-mi parchez chestul ăsta aici și vreau să-mi parchez toate itemele pe care le am. Tot ce îmi trebuie este sabia, astea și never mai stai, îmi trebuie și ăsta. Băgameș, piciorul să mi-l bag. Îmi trebuie și chestia respectivă. Și ce vreau să fac în momentul de față este așa. Golden apples. Vreau să fac niște golden apples. Probabil un stack. Nu știu dacă îmi trebuie un stack, dar indiferent de caz de necaz, să-l avem acolo. Soul Sand avem și ne trebuie parcă 4 bucăți de Soul Sand și atunci putem pur și simplu să intrăm în camera. Care ești oare tu? Uite aici, intrăm aici frumos, îl parcăm pe prietenul nostru, bam, bam și bam. Am așa o vagă presimțire că o să trebuiască să stau aici până în momentul în care prietenul nostru explodează or something și să-l iau la scandal direct. Wow! Nope, never mind. Holy mother of Jesus. Mi-a dat un picuț cam mult damage în momentul în care a explodat. O dat un pic cam prea mult damage în momentul în care a explodat. Dar cred că ar trebui să pot să-l bat acum. Ia de aici, bătaie, roare. Mai mâncăm un măr. Dacă îi dau critice în bărbiță, oare funcționează? Da, ar trebui. Mai și un pic de aici. E foarte tare chestia asta. Așa îmi place faptul că putem să ieșim din cameră, să ne regenerăm și după aceea să intrăm înapoi să facem scandal. E OP, e un picuț OP, not gonna lie. Ia mai termină tu odată, ia bătaie și mori. Dă-te în sparanghel. Cât mai are? Mai are multă? O bucată. Caram! A scăpat de prietenul nostru. Jesus Christ, man. Ce om rău. Serios, dacă nu. Ce om rău. Să sare el așa pe noi, să ne bată, să ne
ferfelească. Bun, acum pot să-mi iau eu înapoi toate chestiile astea de aici. A, așa, un picuț de curățenie în inventarul nostru. Pe ăsta putem să-l spargem și să ne lipsim de el. Treci acolo și tu. O să... nu, nedersarul nu-l trebuie, De fapt, stai, nu. Nici măcar nu mi-l trebuie. Pentru că și fiindcă deoarece quest-ul ăsta este gata. Deci în momentul de față am terminat quest-ul ăsta, și Taking Flight, nu știu din ce cauză mi-l-a dat ăsta completed. This magical coin makes it really possible to use the full space of your machines. Thank the vertical axis. Ok. Și practic în momentul de față am terminat toate astea de quest-uri. Primul este gata, al doilea este gata, al treilea este gata, ceea ce înseamnă că trebuie să ieșim neapărat de aici, din zona asta compactă, dar înainte să ieșim, trebuie să ne facem coin-ul ăla flight. Ia să vedem, coin, așa, pac și bam. Și îmi trebuie două pene pentru treaba respectivă. Păi, or, putem să luăm noi sabia asta cu looting și să mergem noi la găinușele noastre care sunt aici. Și să facem rost de 4 pene. Boy. 4 pene direct instant ca nesul. Astea două se pun aici. Tu poți să zbori de aici și avem un coin of flight. Ceea ce înseamnă că dacă noi îl ținem în inventar, putem să avem creative flight fără nicio problemă. Cred că o să trebuiască totuși să pun un... Să pun Soulbound 3 pe chestia asta. Deci o să mă duc să mai fac totuși 3 cărți de Soulbound și să le placez pe coin-ul flight-ul ăsta ca să nu-l pierdem. Că am așa o vagă presimțire la cât de ghinionist sunt eu în anumite situații. Cred că o să-l pierd. Putem să zburăm nestingeriți. Avem armură cât de cât pe noi. Avem și câteva arme și chestii socotel. Și cred că suntem pregătiți să ieșim din toată cămăruia asta. Dar înainte să ieșim folosindu-ne de bedrock pickaxe-ul ăsta sau bedrock breaker sau whatever, Costi mi-a zis o chestie și mi-a zis să încerc să vedem dacă putem să ieșim cu un chorus fruit. Dacă nu știți cum să obține chorus fruit-ul, ei bine, trebuie să siftuiți prima și prima dată, trebuie să siftuiți crushed endstone printr-un iron mesh ca să obțineți melon seeds-uri. După care, în momentul în care obțineți melon seeds-urile, puteți să obțineți melon și după aceea cu melon-ul, dacă îl aruncăm în Resonant Tender, o să obținem chorus flower și așa mai departe. Acum, ăsta nu-i chiar atât de greu de obținut, endstone-ul se obține din, lavă împreună cu glowstone sau într-un fluid infuser, punând niște... sandstone și cu niște resonant tender și obținem niște endstone. Easy peasy, lemon squeezy, nu-i chiar atât de greu. Dar hai să testăm această teorie, să vedem. Ne teleportează de aici sau e blocat și nu putem să-l... Cred că trebuie să... Trebuie să-mi fie foame ca să-l mănânc. Nu pot să-l mănânc așa random. Am făcut un pic de cardio și aparent mi s-a făcut și foame și acum să vedem noi dacă putem să ieșim de aici folosind chestia asta. Ok, nu se poate. Am testat, am încercat, dau click dreapta, nu știu dacă s-aude și nu funcționează, nu mă lasă să mănânc chestiuța asta. Deci pare să că, cum adică sunt out of range, my friend? Adică trebuie să fiu aici înăuntru ca să fiu în range, dacă ies din astea nu mai funcționează. Puțin enervant dacă mă întrebați pe mine. Dar trebuie să ieșim de aici totuși. Așa că o să luăm bedrock pickaxe-ul ăsta sau bedrock breaker sau whatever. Și o să-l punem la treabă să spargem toată șandrama asta de aici. Să vedem și noi într-un final lumina soarelui. Cred că era și... Wait, what? Dar de ce ești așa de mare în partea asta? Că parcă în partea cealaltă când am spart mi-arăta altceva. What? Hai domnule, că sunt aici de un an, 3 ani de fapt. De 3-4 ani sunt deja în... Amărâta asta de gaură, vreau și eu să ies, vreau să văd dacă e soare afară, vreau să văd dacă mai e civilizație și e verdeață și e noapte, ok. Holy smokes, dar de ce sunt vârful neandului? What the heck? Ok, am înțeles, suntem deasupra unei jungle, atâta noroc că pot să zbor,
Deci, holy moly, și uite cum arată toată chestia asta. What the freaking hell? E ca și cum ar fi un mic meteorit, aș putea să zic, nu? Ce asta? Netherrack. Cum Dumnezeu arată Netherrack-ul ăsta în halul ăsta? Nu pot să cred că eram înconjurați de fix 85 de blocuri de bedrock. Incredibil. Incre-freaking-dibil. Doamne, și atât de fain e cu coin of light-ul ăsta. E genial. Uite, un templu. Hello there, gorgeous. M-am plimbat un picuț pe aici, prin zonă, și mi-am făcut un pat ca să fac și o zi, să nu tot sau să-mi bat capul cu noaptea și așa mai departe. Și în mare parte e o lume normală de Minecraft, practic. Nu există nimic special pe aici. Cel puțin din ce am văzut eu până acum. Nu pica pe... Jesus. M-a luat panica. M-a luat puțin panica când am văzut ce... cum pică chestia aia. Jesus Christ. Treci acolo. Pam, pam. Ia să vedem. Găsim ceva bunătățuri pe aici prin cuferile astea. Niște emeralde. Ok. Nu știu la ce ne trebuie ăsta, dar îl luăm. Eficiență 1, not that interesting, protection 1, încă un capacitor, niște gold, aha, și încă niște emeralde, și un disc, interesant. Și aici am breaking 3, I shall take this with me, thank you very well, am plecat. E așa fain să poți să zbori, ca și pe creativ, e genial. Dar în principiu, cam asta ar fi fost în teorie mod pack-ul. Da, eu vreau totuși să termin toate questurile. Deci, cel mai probabil o să mai avem încă un episod din modpack-ul ăsta. Un episod în care să facem chestia asta, să facem Key to the Planets, adică să facem NASA Workbench-ul. Și trebuie să ajungem, cred că, pe Lună, pe Marte și pe Venus. Nu știu sigur care e schema cu astea. Poate o să deblocheze și alte questuri în momentul în care facem treaba respectivă. Or something. Ce-mi trebuie ca să fac NASA Workbench-ul ăsta? Ia să vedem. Îmi trebuie niște compressed steel care se face într-un compressor sau într-un... cred că în ăsta ar trebui să se facă, nu? Da, în ăsta. Și ăsta trebuie să-l facem într-un circuit fabricator. Easy peasy lemon squeezy. Bam! Și de aici încolo, din ce văd eu, ni s-au blocat astea. Moon. Pretty close. Trebuie să ajungem... trebuie să facem rost de 10 bucăți de Moon Rock. Trebuie să facem rost de 10 bucăți de Mars Stone. Și astea, de unde le faci rost? Trebuie să zbor pe Lună sau pe Marte sau chestii de genul ăla, că bine cred eu, nu? Ok, not enough space. Ăsta îl punem pe jos. Aha, și de aici craftăm racheta. Arondga Lacticraft. Holy smokes! Deci trebuie să craftăm racheta, practic. Tier 1 rocket, storage space, etc. Și mi-arată aici ce trebuie să fac ca să obțin o rachetă. Și o să-mi trebuiască un nose cone care se face din heavy duty plate-urile astea și heavy duty plate-urile se fac din compressed alte lucruri. Ok, am înțeles. Cel mai probabil o să-mi trebuiască și alte chestii de prin modpack-ul ăsta. Wow! Avem și Tier 3 Rocket? Du-te, bă! Serios? M-am decis până la urmă. O să mai facem încă un episod în care să lucrăm un picuț la chestiuța asta cu Galactic Craft-ul și să ne ducem pe planetele respective. Din ce văd eu, avem pe aici planere și alte chestii de genul ăsta. Nu știu dacă îmi folosesc astea la ceva, sincer să fiu cu voi. Dar văd că sunt o felul de nebunii pe aici. Solar panel-uri, communication dish-uri, etc. Partea nasolă este că în momentul în care eu ies afară din chestia asta, din compact mașinul meu, nu o să mai pot să folosesc transmitterul din ceva motiv anume. Ceea ce înseamnă că toate mașinăriile din Galactic Craft o să trebuiască să le pun într-o cameră undeva și acolo să facem treburile. Deci încă suntem un picuț prinși în amărâta asta de cămăruie claustrofobă. Dar nu e o problemă. Nu e o problemă deloc. Însă, aceste lucruri fiind spuse, dragii mei, eu nu vă mulțumesc pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine și în acest episod.
Am reușit până la urmă să scăpăm din camerele noastre compacte și să ieșim și noi să atingem iarba și să vedem soarele. Urmează să plecăm de pe planetă. Dar asta într-un episod final care o să urmeze cât de curând, zic eu. Până atunci, să aveți mare grijă de voi și să ne auzim cu bine pe data viitoare. Ciao, les!